Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre ceea ce gândește o anumită persoană, la care vă gândiți și voi când alegeți cele trei variante. Aveți numărul 1, 2 și 3. O inimă de marmură verde, vedeți? O stea mare și strălucitoare roșie și acest cerculeț. La fiecare set de cărți, pe lângă seturile comune, am adăugat unul verde, unul negru pentru steaua roșie și acesta cu mauve, că tot avem mauve, am zis să le asortez într-o formă sau alta. Cam asta e, vă puneți cărțile deoparte, cărțile, pardon, puneți pauză, alegeți, eu îmi pun cărțile deoparte. Și da, hai să începem. Hai să începem. Cei care ați ales inima, inima aceasta, ce gândește? Pentru acest personaj, dragostea trebuie să fie foarte consistentă. O inimă de marmură este grea, trebuie să fie foarte consistentă. Ceva de sinceritate este nevoie, de stabilitate. E nevoie. Însă, până acum, dragostea, verdele știți că înseamnă dragostea, de-aia am luat și setul de cărți verde. Dragoste este culoarea chakrei, inimii, de fapt. Dar verdele înseamnă și abundență fizică. Până acum, pentru unii dintre ei gândesc că ori vă interesează banii, ori vă interesează cariera, ori vedeți unde, că poate să fie și invers, în etalare puteți să vă reflectați pe voi. Da. Dragostea n-a fost dragoste, a fost marcată de nevoile materiale. Da, poate la un nivel când se trece peste jumate, vorba, glumesc, vorba vine de un anumit nivel, da? De stabilitate fizică, de, să zic, locație, cu pământul, aș spune, să zic, înrădăcinare. Dar cu atâta verde, nevoia de bani, de carieră, într-o formă sau alta, probabil că profesia este foarte importantă, da? Și nu doar profesia, cât banii. Pentru unii profesia aduce bani, pentru alții profesia aduce dezvoltare personală, care în timp este, de care de fapt este o manifestare a iubirii adevărate față de voi înși vă. Rămâne de văzut unde vă cunoașteți sau unde sunteți, pentru că voi vă cunoașteți persoana și știți mai bine dacă persoana este în căutare sau într-un proces de dezvoltare personală sau în căutare de bani, de, eu știu, așa zisa stabilitate fizică, dar aici are de lucrat, de transformat, de crescut, de sădit în inimă ca să manifeste cu adevărat abundența. Cam asta gândește despre voi persoană. Eventual. Interesant. Pentru unii ar putea să fie. Pentru unii. E o inimă de piatră, că aveți inima de piatră. Sau că inima lor e de piatră și vedem ce va urma în etalare. În timp ce am amestecat setul de cărți, a venit pe orizontal 3 de foc și 2 de pământ. În această poveste, blocajul cel mai mare este indecizia cuiva, 2 de monede. Iar avem monede, că vorbeam de bani. Între relație și carieră, eventual. Între relație și carieră sau între două relații care aduc un anumit soi de stabilitate. Una aduce poate un conformism, cealaltă aduce creștere în carieră, strălucire. Variază. Și trei de foc care înseamnă distanță, înseamnă călătorie, iar blocaj. Acestea două sunt blocaje în relația dintre voi. Distanța și indecizia cuiva. La capătul setului de cărți, cinci de apă. Interesant. Tentație. Dacă personajul este mai pragmatic, mai pământean, mai greoi, cu inima mai grea și mai de
întărită de, eu știu, de suferință, s-a împietrit această inimă, acest personaj începe să regrete ceva, plânge. Plânge după această tentație. Probabil că a simțit foarte multă pasiune pentru voi. Gândește că, într-adevăr, îi treziți, interesant, că am vorbit de suferință, de împământenire, de materialism. 10 de aer, asta sugerează un ciclu în care cineva s-a pierdut în conflicte, în suferință, ca să creeze acea stabilitate, ca să-și creeze bani, ca să-și creeze ceva, da? Apropo de tentație, de diavol, numărul, da? Diavolul 15 sugerează și obsesia pentru carieră. Bani, bani, bani. Da, e verde aici. Și totuși, ați apărut voi în viața lor și l-ați, interesant că a apărut, oh, ce frumoasă confirmare, și aici tot inimă, da? Și aici tot inimă. Ați apărut în viața lor, în părerea lor inițială a fost că sunteți o tentație. Și totuși, în timp, s-a produs o transformare, această judecată. Au început să simtă că vorbim de inimă și să gândească altfel, să vadă că de fapt nu aveți o inimă de piatră, aveți o inimă foarte caldă, că nu sunteți chiar reci, sunteți pasionali. Există o stare de regret, de înlăcrimare, de dor, da, de dor, mai ales dacă e și distanță, mai ales dacă nu ați ales niciunul, nici celălalt, pentru că în momentul în care alege unul, celălalt, inevitabil, trebuie să suporte alegerea lui. Cu alte cuvinte, și celălalt alege. Hai să vedem ce gândește despre voi în această perioadă. Ce gândește despre voi? Numărul 1. O dată. De două. Probabil gândea că voi sunteți foarte... Da. 4 de foc. Că sunteți foarte carieriști, carieriste, că nu simțiți, da, că aveți o doză de sinceritate, aveți o doză de stabilitate și le creați aceste stări într-un fel. Dar probabil că aveau impresia că vă interesează doar banii. Cu alte cuvinte, că sunteți mai prețioși, prețioase, mai iubitori de lux, da? În timp ce am amestecat, nici n-am tăiat, vine, apare 4 de foc. S-a produs o schimbare, eu văd prin acest cerc ca un portal, o schimbare de perspectivă. Și perspectiva asta, interesant că iar avem piatră, vorbim de o inimă de piatră. Ceva s-a săpat în această imagine, în această stare. Și s-a produs această schimbare de perspectivă. Se descoperă că stabilitatea, 4 număr foarte stabil, se poate manifesta prin pasiune, nu doar prin bani, nu doar prin obsesia pentru carieră, nu doar prin, eu știu, nevoia de a avea o casă, împământenire, casă, mașini, chestii de genul ăsta. Da? Cu alte cuvinte, se completează, simt așa, se completează această zonă a inimii cu chestiuni care țin de spiritualitate, de pasiune, de bucuria de a trăi și de a manifesta ceva frumos împreună și manifestând acest frumos și această bucurie se creează stabilitatea. Da, hai să tăiem. Există pentru unii dintre voi, că am văzut un înger care cânta, probabil că acest personaj începe să caute informații sau să intuiască, repet, că sunteți suflete perechi, că sunteți flăcări gemene, dar este greu pentru cei care s-au ocupat doar de bani, de carieră, să înțeleagă acest concept, dar probabil că încep să-l caute pe internet. 5 de pământ, 9 de aer. Asul de aer,
8 de aer, interesant. Aș vrea să văd totuși ce are. Vedeți cărțile? Astea sunt mai mari. Aș vrea să văd ce ar fi după 8 de aer. Transformare. Wow, am vorbit de transformare, am vorbit, dar ceva se transformă în perspectivă. În care, eu știu, ați fost văzuți, au gândit despre voi. La capătul setului de cărți, 8 de aer. Și răbdarea, care reprezintă, de fapt, temperanța. Opt de aer reprezintă, de fapt, un blocaj mental, un program mental al cuiva. Iar e o chestiune care trebuie, iar aveți 8 și transformarea care ține de casa 8 a scorpionului. Este un fel de a fi, de a simți și de a gândi care trebuie transformat. Probabil acești oameni încep, repet, și se confirmă să-și schimbe felul în care gândesc despre voi. E cu... Ia uite, iar apare 10 de aer și judecata. Probabil că avea un fel de a eticheta oamenii. Dacă v-au văzut îmbrăcate mai frumos, au gândit că sunteți profitori sau vă interesează banii sau vă interesează, dacă v-au văzut CV-ul, au spus, ia uite, oamenii ăștia fac orice pentru carieră. Dar mulți oameni nu se gândesc că nu toți facem orice pentru carieră și dacă ai un CV frumos, asta nu înseamnă că ai călcat peste cadavre, asta înseamnă că poate te-ai sacrificat, că poate ai renunțat la alte lucruri ca să-ți creezi această carieră. Dau un exemplu, da? Sunt preconcepții. 8 de aer, așa le văd în acest moment. Preconcepții alături de judecată. Asta pentru că au suferit, asta pentru că au avut conflicte în preajmă, asta pentru că există o doză de imaturitate undeva în preajma lor, ori prin niște prezențe, ori prin eu știu ce manifestat această imaturitate. Auzi un nebunul. Dar se pare că energia feminină a avut foarte multă răbdare cu energia masculină. Spunem așa pentru că așa sugerează cărțile. Energia masculină a fost foarte precaută, iar avem semn de pământ, ca și abordare, nu neapărat, că poate să fie, avem și aer, dar aerul de adesea se manifestă foarte pământean și o să vă zic cândva de ce. Aș putea să zic foarte pe scurt, pentru că din astrologia vedică semnele de aer sunt semne de pământ până la un anumit grad. Dar avem și foc, avem și apă foarte multă. Interesant, imediat să-mi termin ideea, că vin ideile dintr-una între alta. Am zis, acest personaj era foarte precaut, 7 de pământ, dispus să muncească, să se concentreze pe, eu știu, stabilitatea sa financiară și s-a obișnuit să gândească într-un anume fel, în această cușcă mentală 8 de aer, dar apare această energie feminină care îi cheamă la o nouă viață. Dacă până acum au judecat și au etichetat, acum intuiția și energia acestei femei, aș spune, sau energii feminine, cum vreți voi să spuneți, îi ajută să se schimbe. Dacă voi sunteți doamne și ascultați despre un bărbat, știți că ați avut răbdare. Știți că energia voastră, că prezența voastră, că întâlnirea dintre voi, în primul și în primul rând, trebuie să le aducă transformarea sufletească. Ce se va întâmpla între voi rămâne de văzut, dar acest personaj deja începe să înțeleagă că ceva se întâmplă, se transformă în ei, tocmai pentru că ați avut răbdare. Nu știu cât se sizează răbdarea și natura voastră de vindecătoare, subtilă, delicată și spirituală, dar
Are loc, interesant că este central acest as de aer, are loc o trezire. Și vorbim despre gânduri, da? Are loc o trezire. Acest personaj începe să înțeleagă că suferind de singurătate, iar 5 de monede pentru mine este un sentiment de abandon. Din ce motive? În primul și în primul rând, gândurile accentuează senzația de abandon. Dacă între voi lucrurile s-au încheiat, pentru că apar niște cărți care sugerează că energia feminină s-a îndepărtat și se transformă, acest personaj își dă seama că, de fapt, interesant că și aici, da? Că v-a adus multă suferință și aici este feminin și aici este feminin. V-a adus multă suferință, v-a abandonat într-o formă sau alta, nu s-au implicat, cu alte cuvinte, sau au ales pe altcineva, eventual jobul, profesia, altceva, și nu pe voi, nu relația, nu sufletul, cât stabilitatea despre care am vorbit. Și acum înțeleg, cu asul de spade, că v-au creat suferință, că v-au creat stres și ceea ce au creat sau ce au sădit, cu alte cuvinte, trebuie să și rodească. În ce sens? Nu s-au implicat, v-au supărat în diferite alte forme, voi v-ați îndepărtat și v-ați ales o altă cale a iubirii, 8 merge către 9, a iubirii, a transformării iubirii față de voi, da? Și aici este rodul lucrului lor. Lipsa implicării, abandonul, stresul, grijile, asta au manifestat și acum ei înțeleg. M-a părăsit, 8 de cupe, părăsește, m-a părăsit pentru că m-am concentrat pe bani? S-a concentrat pe bani, iar vorbim de bani, iar vorbim de comori. A, înseamnă că de fapt nu avea nevoie de bani. Dar de fapt de ce avea nevoie? Dacă nu avea nevoie de bani, opa! Dar de fapt de ce avea nevoie dacă nu avea nevoie de bani? Avea nevoie de comunicare sufletească, dar cum? Să comunici asul de aer, să comunici din suflet, dacă persoana respectivă nu era obișnuită. Și transformarea voastră și eliberarea voastră de această situație îi forțează într-un fel sau altul să-și pună întrebări, să ajungă la răspunsuri și să se transforme. Ce gândesc despre voi în această perioadă? Interesant, iar latura voastră inocentă, sinceră, le-a oferit pasiune, le-a oferit scântei, le-a oferit lumină. Și ce au făcut cu această lumină? Aici este întrebarea. Și aici trebuie să-și găsească și răspunsurile. Am spus că văd aer, văd apă și apă intensă, gen Pluto, gen Scorpion. Ca și casă, ca și influență, nu vorbesc despre zodii. Asta ce înseamnă? Că Pluto este cel care transformă emoțional, transformă. Da? Și sapă, interesant că aici vedeți o fantă, sapă în această inimă. Sapă și o șlefuiește și ajunge eventual la esență. Și începe să înțeleagă acest personaj că este nevoie ca lucrurile să se transforme. Și vă văd eventual altfel. Acum înțeleg că, de fapt, voi nu vroiați bani, nu vroiați, eu știu ce, vroiați, de fapt, o comunicare, ia uitați ce frumos, și ați oferit, ați spus pe tavă, ați oferit așa, din suflet. Mult puțin, cât ați oferit și dacă puțin a fost foarte mult. E ca atunci când pui picătură de apă pe un pământ uscat și picătura înseamnă foarte mult, este salvarea eventual. Sunt multe. Interesant, poate că i-ați încurajat. Le-ați creat o altă stare de confort. Da? I-ați scos din noroi, într-o formă sau alta. Și i-ați adus la viață, iar vorbim de piatră care prinde viață, i-ați readus la viață printr-o energie magică, prin, ia uite, 18, prin 18 luna, da? Prin emoțiile voastre. În ce sens magice? Conectate la alte dimensiuni, la alte vibrații. Și ați încurajat. Nu cred că mai nevoie de alte părți, da?
Și se gândesc că ar fi cazul să fiți împreună, să veni, să vă întâlniți. Iar avem numărul 8, care înseamnă transformare. Casa 8-a a transformării, da? I-ați încurajat, într-o formă sau alta, poate și printr-o mânghiere, poate și printr-o bătaie, știți, pe umăr, sau printr-o strângere de mână, nu trebuie, poate că i-ați îndemnat să încerce mai mult, da? Această încurajare se poate manifesta în multe feluri. Posibil unii își doresc să manifeste stabilitate și casă cu voi, pentru că se simt ca acasă, ca într-un cămin, nu ca într-o clădire. E o diferență între o casă ca și construcție și casă ca și cămin. În brațele voastre se simt ca într-un cămin. Poate că ați avut niște momente speciale petrecute în casă sau în niște locații, să zic, ar putea să fie și spații închise, restaurante, biblioteci, da? E o chestiune care ține de clădire, da? Acolo s-au simțit confortabil lângă voi. Poate casa înseamnă și, poate ar putea să însemne și mașină, da? Din anumite perspective. Niște momente de pace, de liniște, în care acești oameni s-au simțit foarte bine și au început să se depietrifice, să iasă, iar este central. Interesant că au venit tot 5 cărți, să iasă din noroi. Poate că la ei acasă au fost și abandonați și au proiectat pe voi această împietrire, acest stres, această tendință. Dar voi cu energia voastră, asta magică care vine din alte dimensiuni, uitați ce frumoasă e, da? Ca o cascadă de emoții. Chiar am făcut de curând această egretă în ultimul desen pentru o prietenă, o poezie, da? Și chiar e lângă, interesant, cei care se conectați la Facebook, cum e un artist. Și chiar e conectat lângă o apă, lângă o vâltoare. Da. O să pun pauză. Simt nevoia să vă citesc această poezie, că am impresia că are legătură. Ia. Dacă se decalează, sper să... Gata, sper să nu se decaleze timpul. Dacă e, asta e. Simt nevoia, nu vreau musai să mă promovez, că nu asta e scopul acestui set, acestui canal. Dar... Dar... Vreau să vă citesc versurile acestea. Și să vă arăt legătura, da? Apropo. Egretă, apă, băltoacă, vâltoare, vedeți? Energia voastră vine din alte dimensiuni. Și aici nori, vedeți? Nori. Foarte frumoasă conexiune. Mă bucur mult de tot. E un timp. A venit timpul ca acest personaj să iasă, interesant, asta este revelația acestui personaj, să iasă din amorul emoțional în care a stat, în care s-a chinuit și să se transforme. Voi încurajați eliberarea voastră, detașarea voastră, îi încurajează să se transforme. Haideți să vă citesc și poezia, aici schițele. Vâltoare, cuvinte... Ligamente între tu și eu. O mlaștină de regrete bate, ora de trestii și de egrete. Apropo, uitați-vă și aici. Se răspiră în bătaia vântului, ochiul de apă privește nemurirea. În luciu, o fată spală rufele la râu. Până la brâu suflecă sentimente. Luntre și punte cerul se face, nu feri. Insula de îngeri, cuvintele, mărturii între eu și tu. Da, astea-s versurile prietenei mele pentru care am făcut ilustrația. Ce am simțit acum, în plus, în timp ce am citit această poezie, este că i-ați ajutat să se curețe cu această fată care spală rufe la râu. I-ați ajutat să se curețe de niște emoții negative. Aici râul acesta este deja nămol.
și emoțiile voastre, repet, au săpat în piatră. Au săpat în piatră. Ai, deja am vorbit mult. Hai. Ce gândesc despre voi? Ups. Doi de spade. Că trebuie să aleagă, că ați ales interesant magicianul. Trebuie să aleagă. Șase de... Cred că au ales. Se gândesc la o împăcare cu șase de oglinzi. Multe. Interesant că apare, nu special, da, simt multe emoții față de voi. Își dau seama, de fapt, ce reprezentați pentru ei. Apare interesant, iar moartea numărul 13 și 4 de pământ. Comoara care a stat, despre care am vorbit chiar de la început, care a stat în calea abundenței, în calea transformării, iar este un spațiu, iar este un portal despre care am vorbit la 4 de foc, da? Au stat în 4 de monede în loc să construiască 4 de foc, stabilitate prin pasiune, prin foc, nu sexualitate, muse, prin creativitate, prin spiritualitate, prin emoții. Dar dacă lucrurile s-au încheiat între voi cu 8 de cupe și moartea, care apare de două ori, își doresc să transforme. Au ales, sunt pe cale să aleagă, aici este momentul lor de înțelegere, că vor să se împace. 6 de cupe, asta înseamnă împăcare. Conștientizează că între voi e o legătură foarte profundă. Ia uite, 10 de cupe, zona nemanifestat. Își doresc, da, asta, își doresc. Să fiți împreună și să fiți fericiți. Rămâne de văzut ce vor face, dar la asta se gândesc acum. Plecarea voastră le aduce acest sentiment de abandon, dar își dau seama că de fapt și ei v-au abandonat. Și ei v-au abandonat și asta e. Interesant cu, și cu poezia aceasta vâltoare, probabil că sunt și într-o vâltoare de emoții și încep să simtă și atâtea emoții. Știți cum e? Apă, vânt, apă, aer, nu? Că de fapt apa se mișcă cu ajutorul vântului, da? Aerului. Gândul, le-am zis, merg mână-mână cu emoțiile. În această vâltoare de emoții și de gânduri, acest personaj are o revelație, asul de spade. Probabil că și ei își doresc să se elibereze din niște tendințe mai vechi, dar dacă este și vreo relație între voi posibil, variază de la om la om, ideea este că au parte de această lumină, vedeți? E o lumină. Încep să zboare cu gândul și să-și dorească eventual și ei să se iubească, și ei să se transforme. Aș spune ce am văzut mai devreme, o dorință de a se oglindi. Varianta frumoasă, de a oglindi varianta frumoasă dintre voi. Cam atât deocamdată. Sper că nu s-a decalat sunetul. Hai să pun. Cei care ați ales steaua. În timp ce am amestecat setul de cărți, dragii mei, au venit niște mesaje. Da, steaua e foarte strălucitoare, foarte pasională. Și are așa o notă de sărbătoare, că o am prin casă, a rămas la Crăciun. Are o notă de sărbătoare, de sclipici, de pupici cu sclipici și cu lipici. Da. Pentru unii dintre voi, această stea înseamnă dorința sau, eu știu, poate chiar lucrați în public unul dintre voi. Poate vă doriți să lucrați în public, dar stea înseamnă mai presus de toate. Nu, dragii mei, nu zodia vărsătorului. Înseamnă vindecare. Într-o formă sau alta. Dar, în timp ce am amestecat, a venit diavolul pe orizontal. Ce gândesc acești oameni despre voi? Posibil gândesc că sunteți pasionali. Dar nu puteți să ajungeți la vindecare, pentru că deocamdată vă blochează diavolul. Puteți să luați mesajul motamo sau să-l interpretați. Poate chiar există niște manipulări din preajma cuiva, cineva încearcă să vă manipuleze sau cineva face nasoale. Din păcate trebuie să zic, am evitat ani de zile să zic lucrurile astea, dar trebuie să spun pentru că se pare că sunt oameni de joasă speță care încă folosesc așa ceva.
Diavolul pentru mine înseamnă și căsătorie toxică, pentru că asta e, când semnezi și îți închipui că faci un contract și o să ai parte de fericire, este o prostie, este o absurditate. Poate să însemnă și o obsesie, nu numai pentru sex, o obsesie, niște frici, niște adicții, da? Care stau în calea vindecării. Și stau înseamnă împlinirea tuturor dorințelor, înseamnă o relație predestinată, înseamnă ceea ce v-ați dorit, eu știu, de foarte mult timp, de când erați mici, de când, eu știu, erați pe câmp și v-ați pus o dorință, când a picat o stea, ceva de genul acesta, sau poate e o dorință veche din altă viață, care se manifestă în această viață. Dar este un mare, mare blocaj. În timp ce am amestecat, ce a mai apărut? 8 de cupe, eliberare, 3 de monede, 9 de spade și luna. Iar frici. Energia feminină se simte în această situație, se simte înconjurată de ceva negativ. Luna ar fi secrete despre adicții, despre chestiuni nasoale despre care am vorbit, da? Eventual, bărbatul poate să aibă o familie și această femeie să simtă că ceva e neregulă. Pasiunea și dragostea pe care a simțit-o cândva e dispusă să o lase în urmă pentru că nu-și dorește să fie pusă nici în triunghiuri amoroase, nici să fie a cincea roată de la bicicletă sau să-și creeze singură. Interesant că e același roșu. Creeze singură suferință când se poate concentra pe vindecare, când se poate concentra pe pasiune. Este interesant, este afectată energia, pasiunea, poate cariera în public dacă, așa simte, dacă stă în această energie, luna și diavolul. În acest motiv a plecat, ea a plecat. Este o energie feminină. Poate să fie și invers, dar în mod special ea a plecat. Ori se simte că a fost atrasă, ia uitați, atrasă într-un mod subtil și, repet, nesănătos. Iar mă gândesc la chestiuni nasoale, că n-am cum să nu mă gândesc. Dar luna, intuiția, îi spune că decât să stea în suferință, da? Pentru că el are o soție, are niște copii, are niște responsabilități, poate, sau poate sunt responsabilități la job, dar toate lucrurile, eu știu, tot ceea ce creează el, separat de ea, îi aduce suferință, deocamdată. Marea preoteasă, apropo de intuiție. Simte că sunt niște, că bărbatul e confuz, că are opțiuni. Da, regretă. Dar regretă că lucrurile se dezvoltă greu și că probabil acest personaj din niște motive se dezvoltă greu. Nu are și alte responsabilități, eu știu. Hai să mai vedem. Am vorbit simte, dar adapta, simte, gândește, pentru că uneori sunt... Ce gândește despre voi în această perioadă, persoana la care vă gândiți? Ce gândește despre voi odată, de două ori, de trei ori? Da, vrea să plece? 6 faetonul, 6-7 de fapt vreau să zic. Probabil că este distanță și steaua confirmă și faetonul confirmă distanța destul de mare între voi. Ce gândește despre voi? Puterea sau despre situație. Cavalerul de monede. Interesant! Și la numărul 1 a venit asul de spade în aceeași poziție. 2 de bâte și cavalerul de spade. Ce gândește? În continuare,
Gândește că sunteți confuzi, dacă sunteți bărbați, semnul special, sau există niște confuzii, neapărat am zis energie masculină. Energia masculină este destul de confuză. Nu știe ce să aleagă. Opa, interesant, aici este un vas roșu. Dar vedeți voi, șarpele nu iese din vasul roșu, iese din celălalt auriu. Și toată lumea locolește, nu că e roșu, că e periculos, că e încins, e hot, da? Dar de fapt șarpele nu iese de acolo, iese de aici. Wow! Ce gândește despre voi? Eventual că nu știți ce să alegeți. Sau creați confuzie, sau sunteți într-o confuzie, aveți multe opțiuni. 4 de monede. Încearcă, interesantă energie feminină, tot în roșu, da? Tot în roșu, încearcă să-și mențină stabilitatea, ține la voi, acest personaj ține la voi. Dar tocmai pentru că gândește că sunteți confuzi și că nu știți ce să alegeți, și această confuzie îi creează o stare de regrete, de tristețe, de lacrimi, această femeie sau acest personaj alege să se concentreze pe stabilitatea sa, să țină. Să țină de ce a creat până acum. Bărbat, femeie, nu contează. Ce gândește despre voi? În continuare, 8 de, nu, puterea, cavalerul de monede. Gândește că sunteți puternici. Dar și ei sunt puternici. Bărbați, femei, nu contează, da? Sunteți amândoi foarte puternici, însă aveți ceva de transformat în această relație. Sunteți într-o fază în care experimentați karma. Văd multe simboluri care țin de karma. Deocamdată nu v-ați eliberat de karma și până nu vă eliberați de karma, până nu vă vindecați, că nu întâmplător ați ales steaua, poate nu știți ce înseamnă steaua, aflați acum, înseamnă și vindecare, nu se poate manifesta destinul. Nu vă puteți împlini dorințele în această relație până nu transformați karma. Ce gândește despre voi? Dacă sunteți bărbați unii dintre voi, această doamnă, pentru că e puternică și ar dori să fiți și voi puternici și să oferiți stabilitate cu cavalerul de monede, să oferiți stabilitate. Dar ceva. Aș vrea să clarific cavalerul de monede. Cavalerul de monede este un personaj foarte încet. Aici este un alt cavaler foarte iute. Semn de aer, dar nu obligatoriu. Avem și aer, avem semne de aer, foc, pământ. Niște probleme, ori aveți voi lupte de dat în viața particulară și din cauza acestor lupte, acestor transformări foarte necesare, lucrurile se dezvoltă foarte greu între voi. Însă acest personaj are parte de o înțelegere, de un as de spade. Înțelege lucrurile altfel, vorbind de ce gândește. Interesant, gândește că dacă ați ști ce vă doriți, dacă ați ști să alegeți corect, lucrurile s-ar manifesta mult mai iute, cavalerul de spade. Da, vedeți aici diferența, aici e motocicleta, aici merge cu calul. Ce gândește despre voi? Vedem, cavalerul de monede, sunt nevoia să clarific, cavalerul de monede, ce gândește despre voi?
10 de... Gândește că aveți de încheiat. Până nu încheiați voi niște situații în viața personală în care v-ați simțit trădați, ați suferit și v-ați luptat cu cineva, până nu încheiați acest capitol, lucrurile se vor dezvolta foarte, foarte greu cu Cavalerul de Monede. Care Cavalerul de Monede, în principiu, este muncitor. Acești oameni știu că sunteți muncitori și unul și altul sunteți muncitori. Da? Dar ceva trebuie să se încheie, 10 de spade. Sentimentul acesta de trădare, 9 de spade l-am văzut mai devreme. Iar am văzut și 8 de cupe, da? Iar o energie feminină. Dacă bărbații, poate că ați fost trădați de cineva și încă suferiți, trebuie să depășiți acest moment, da? Să nu vă mai gândiți că toate femeile trădează, ceva de genul acesta. Până una alta, acest personaj absorbe parte din experiențele voastre și se simte trădată de felul în care lucrurile se manifestă. Atât și atât de greu, foarte greu. Și ce-a mai venit? Interesant. Ia uite, cavalerul de cupe, nu, valetul de cupe, regele de spade, gemeni, avem marcaj de aer foarte puternic, gemeni, balanță sau vărsător. Valetul de cupe, da. Regele de spade și 7 de monede, iar. Am spus, semnele de aer de multe ori se manifestă, ca, unde am zis, nu mai știu, cred că la numărul 1 am zis, semnele de aer se manifestă foarte pământene. Dacă, doamnelor, ați avut de-a face cu un personaj foarte rațional, foarte precaut, din punct de vedere emoțional, acest personaj a fost foarte imatur. Dar o fi fost matur din punct de vedere intelectual sau dispus să muncească, să-și creeze o strategie în relația cu voi, dar din punct de vedere emoțional a fost foarte, foarte imatur. Eventual, domnilor, așteptați niște scuze. Dar eu vă zic că n-ar trebui să mai așteptați niște scuze. Probabil că au așteptat niște scuze. Interesant. Probabil că au așteptat scuze și n-au venit scuzele. Tocmai din cauza acestei imaturități emoționale. E un sentiment de trădare în această situație. E un sentiment de trădare din cauza așteptărilor, din cauza că lucrurile vin greu, energia masculină este foarte greoaie și interesant totuși la capitolul emoții, o atitudine foarte imatură. Ia uite, justiția, nu zi musai balanță, împărăteasa, ia uite, împărăteasa s-a plecat. A plecat pentru că, împărăteasa a plecat pentru că are nevoie de echilibru, are nevoie de dreptate, are nevoie să îi se recunoască valoarea. Pentru unii, posibil o căsătorie, o soție sau un soț să fie prin preajmă, cum am zis mai devreme. Dar clarificăm cavalerul de spade. Am spus, probabil că voi trebuie să alegeți între relația stabilă și relația care o perioadă nu va oferi stabilitate, dar aceea trebuie construită, evident. Relația la distanță și relația care stă pe loc. Asta gândește. Dacă, fiți atenți, dacă această și simt că acest personaj se simte că stă pe loc în această relație, e pe cale, pentru că am văzut multe mesaje, e pe cale să aleagă o altă direcție și iute se va întâmpla în momentul în care își face planuri spre o altă direcție, iute se va manifesta cavalerul de spade. Acum depinde, ia să vedem, cavalerul de spade poate să fie, e interesant, împăratul. Să vedem cine e cavalerul de spade. Totuși. Uf, a venit ceva invers. Ah, nu. 6 de spade, eremitul. Da. Eremitul sugerează tăcere. Dacă știți că au fost tăceri între voi doi, iar apare haina roșie, iar apare steaua roșie, acest personaj vrea să se elibereze, să plece într-o altă direcție. Da, să-și aleagă. Ia uite, un suflet pereche la care visează că îi va oferi
Dreptate, echilibru. Ce mai simt? Mai simt că, într-adevăr, și voi sunteți suflete perechi, dar dacă energia masculină stă prea mult în această precauție, aș spune, pragmatism, prea multe gânduri, doar pentru că a fost trădat cândva, doar pentru că a avut lupte interioare, efectiv, le manifestă toate aceste gânduri și aceste situații, le manifestă în relație. Și nu poți să stai într-o relație prea mult luptându-te. Câte lupți, câte lupți. Ideea este să te transformi, să crești, să ai parte de adevăr. Se transformă ceva în mintea acestei femei, în mod special. Poate să fie și bărbat. Dar e o creștere, interesant ce simt. Este o creștere de vibrație. Nu vă supărați, dar simt nevoia să clarific șasul de spade. Ce se gândește? Ce gândește? Zece de cupe, interesant. Da, interesant. Că ați putea să fiți fericiți dacă ați alege expansiunea, dacă ați alege pasiunea, dar deocamdată sunt alte responsabilități. Trei de monede, da? O soție, niște copii, niște chestiuni. Și dacă, aici, iar nu pot să vă dau răspunsurile pentru că variază. Dacă personajul preferă, acest personaj, bărbatul acesta, preferă să stea în această atmosferă, alegerea lor. Această persoană la care v-ați gândit vrea dragoste absolută, adevărul, vrea să strălucească în relație, vrea să străluciți, să vă vindecați. Dacă voi nu puteți să oferiți acest lucru, își va alege pe altcineva. Și acel personaj eventual va veni foarte iute. Va apărea foarte iute în preajma lor. Foarte iute. Comunicarea. În momentul în care se eliberează de această poveste, va apărea altcineva. Interesant că și aici am mașinat tot cu roșu, da? E ceva legat de roșu. Hai să mai vedem ce gândește despre voi. Nu știu pentru cine am citit, dar sper să... Ce gândește despre voi, numărul 2. Ați putea să fiți și voi fericiți, dar repede, dacă mai este o altă familie sau mai sunt alte responsabilități, greu de crezut. Este chestiuni care țin de justiție. Interesant, vorbeam de familie și a apărut angajamentul și iar este o stea aici. Aici e o chestiune. Față de cine vă angajați? Dacă vă angajați în această poveste, totul poate să iasă super frumos. Dacă nu vă angajați, iar apare angajamentul față de altă poveste care blochează. Înțelegeți? Aveți cheia. O folosiți sau nu o folosiți? Asta gândește. Dacă folosiți cheia, mai dăm, ce mai gândește despre voi? Interesant că stau asta nu și speranță, ceva în legătură cu felul în care vă angajați, vă implicați în această relație. După cum a apărut cartea, lasă de dorit. Cel puțin din perspectiva lor. Lasă de dorit. Ia uite, mișcare, vor să plece. Mișcare, vor să plece cât mai iute în altă parte. Pentru că nu s-a manifestat implicarea, angajamentul. Doi și cu opt înseamnă 10, 1. Manifestare, un nou început. De ce? Sunt prea multe detalii și prea lipsi. Ia uitați, am vorbit de confuzie, claritatea este invers. Iar cineva nu și-a găsit busola. Roata norocului stă pe loc pentru că cineva nu și-a găsit busola, stă pe loc, se gândește. Și manifestă, preferă să viseze, da? Decât să
acționeze. Vedeți, aici doi bărbați stau pe loc și aici tot așa stă pe loc și se gândește, vai, ce frumos ar fi, ce la la la, dar de fapt nu face nimic. Asta pentru că eventual a mai fost trădat, că da, că... Ce gândește despre voi în această perioadă? Iar interesant a apărut asta și la numărul 1 și am zis a apărut și asul tot în mijloc. Dacă vreți, nu țin musai, dar dacă vreți, poate ați vrut să alegeți numărul 1. Magic Stream și... Vedeți voi! Mai cum se leagă? Haine roșii, toate sunt roșii. Roșu, roz, această femeie sau energie feminină își dorește să fie protejată pentru că are sub ea o comoară. Nu musai comoară de bani. Comoara poate să însemne foarte multe binecuvântări. Dar, nu știu... Da, are nevoie să fie protejată și, am spus, se mișcă într-o altă direcție care îi hrănește idealismul. Și nu că îi hrănește, se manifestă. 3 și cu 9, cât înseamnă? 12, nu? 2 și cu 1, 3. 3 împărăteasa, am zis, e comoară. Acest personaj își cunoaște și valoarea, că am văzut 4 de monede. Știe ce poate să creeze, știe că poate să ofere protecție, dar are nevoie de protecție. Și dacă dacă voi nu v-ați implicat suficient în această relație, își pur și simplu se mișcă. Deocamdată poate că visează, are o perioadă în care visează, se conectează la 5D, știți bine, unii dintre voi, și apoi va manifesta în realitate. Trebuie să-și protejeze comoara, nu poate să stea, am zis de la început, în 9 de spade și în 10, pentru că acest personaj are o altă vibrație. Intenția. 22 poate să însemne ceva pentru unii dintre voi. Intenția. Deci are intenția să manifeste un nou, să-și manifeste stabilitate și un nou început, eventual. Dacă voi vreți să fie cu voi, trebuie să alegeți. Să alegeți și să cuvântați, să exprimați. Să ieșiți din tăcere. Hai să dau și așa, să ieșiți din tăcere și să faceți acea călătorie, 6 de spade, cavalerul de spade, și să comunicați că vă pasă, că înseamnă acest, că, da, că sunteți, e comoara voastră, că ce o fi, că vreți să le oferiți stabilitate, dacă vreți să fiți împreună cu acest personaj, bărbat, femeie. Eventual. Dar văd totuși energie masculină aici. Aceasta trebuie să cuvânteze și să acționeze. Nu de altă, dar doamna e pe cale să aleagă altă direcție în care se simte fericită, nu în care se simte trădată. Cunosc cărțile pentru numărul 2. Ce gândește despre voi? 6 de spade apare a doua oară. Eliberarea mentală de un 3 de cupe. Poate că a fost un 3 de cupe, 3 de monede, da? A fost un triunghi amoros. Chiar dacă a fost fericit. Ia uitați, acest personaj trebuie să radieze și trebuie să stea lângă oameni. Da? La fel. Pasionali, plin de încredere. Dacă. Uitați ce diferență. N-are cum să stea. Nu, îmi pare rău. Ar putea să fie regele de bute altcineva, eventual. Dacă vă simțiți aici, domnilor, da? Conformiști, tradiționali, nu e este ce are nevoie această femeie. Dacă știți că sunteți aici, vedeți unde, cum vă adaptați povestea. Dacă știți că puteți să fiți plin de pasiune, să radiați, să străluciți. Da? Stați prin preajmă. Și puteți manifesta un nou început, 10 de cupe fericire, dar trebuie să vă implicați. Mai iute. Da? Nu așa încet. Vedeți unde sunteți, pentru că totuși 3 de cupe a fost. Au mai fost și alte responsabilități, alte personaje în preajma voastră, pentru că am văzut confuzie. De care vrea acest personaj să se libereze? Au fost conflicte, gelozii.
Nu degeaba a făcut diavolul de la început. Ceva a fost nasol, toxic, este. Ia uite, 3 de spade, 3, 3, 3. Prea multe treiuri, da? Când se poate manifesta 3 abundență, femeia divină. Decepții, lacrimi, trădări. Ia uite, ia, ce vrea să... Ia uite, iar eremitul de două ori, tăceri. Unul vrea să vorbească, celălalt tace. Și creează confuzii, și creează dureri, decepții. Ia uite, 7 de cupe, a doua... A câte ori apare 7 de cupe confuziile? Ia uite ce gândește, 10 de spirale, e prea mult. Aici deja 10 de bâte, prea mult apasă în sufletul și în energia, în aura acestei persoane. Situația asta pasă prea mult. Vrea să se elibereze, cu alte cuvinte. Vrea fericire, asul de spade și 10 de cupe. Vrea comunicare. Vrea protecție, vrea creștere, abundență. Interesant, regele de spade. Iar apare regele de spade, personajul acesta rațional, gemeni în balanță vărsător, care, în varianta sa frumoasă, ar putea să manifeste altceva. O latură poetică sau, da, când încă poate, nu poate, nu orice rege de spade poate să fie poetic, dar să fie implicat. Dar nu s-a implicat aici. Mai dăm o carte, totuși, ce gândește. Știe că aveți responsabilități și trebuie să alegeți, sunteți la intersecție de drumuri. Până una alta nu poate nici să stea. Justiția invers. Justiția mat invers. Gândește că aici a fost o situație nedreaptă. Ori poate cineva trebuie să se divorțeze. E pe cale să divorțeze. Dacă e pe cale să divorțeze, ok. Dar dacă nu vrea să divorțeze și se manifestă nedreptatea și lipsa de implicare, da, de angajament, că justiția înseamnă contract semnat, căsătorie, printre altele, cât timp e acea căsătorie, 10 de spirale, da, care apasă pe umerii ambilor, da, apasă greu și pe umerii voștri și pe umerii lor, cât timp e această căsătorie sau responsabilitate sau familie sau ceva, dar clar, sunt niște copii prin preajmă cel puțin, justiția nu se poate manifesta. Și pentru că se simte nedreptățit, nedreptățită, vrea să manifeste, se gândește deja la manifestare. Și când vorbesc de azi de spade, mă gândesc la primul pas în manifestarea fericirii. Am zis, da, se simte trădată cu 7 de spade, se simte mințită, trădată. Vrea altceva, altceva. Dacă vreți să acționați, acționați. Dacă nu, acest personaj își vede de drumul său. Cam atât. V-a plăcut, nu v-a plăcut, asta e mesajul. Poate să fie și invers, dar vedeți cum este. Vedeți cum este. Nu țin, nu stai să supăr pe nimeni, dar astea sunt mesajele. Adică, dacă voi vreți să faceți ceva, implicați-vă. Nu mai așteptați, nu mai raționați atâta regele de spade și 7 de monede, da? Care visează, dar nu face gesturile acelea romantice, acelea frumoase. Păi asta e, nu? Adică eu înțeleg că sunt oameni raționali, dar și înțelege și acest personaj. Dar în dragoste și în relațiile care vor să fie altfel, unii oameni chiar vor să fie altfel. Nu, nu poți să trăiești așa, de pe o zi pe alta, croșetând relații. Nu, alții chiar vor să-și manifeste destinul. Se poate, în timp ce vorbesc, interesant, împărăteasa își cunoaște valoarea, se poate manifesta destinul vostru, repet, dacă vă implicați. Așa, sunt ghidată să transmit. Okidoki. Numărul 3. Cei care ați ales, dragii mei, ce ați ales? Un magnet! Vai, ce frumos, e așa, că e frumos, e superb. Și ce zice... Parfum? Ce se gândește? Se gândește că probabil mirosii sunteți foarte curați, mirosiți foarte frumos. Probabil că vedem ce legătură are și cu următoarele cărți. E o notă de vintage. Probabil că situația dintre voi s-a încheiat. E o poveste veche, v-ați întâlnit mai de mult. E o atmosferă vintage, îmi place mult. Și totuși există magnetism între voi. Rămâne acest magnetism.
Da. Ce cărți a fost? Au vrut să apară? 5 de cupe invers. Asta e fain că a venit invers 5 de cupe. Probabil că ați plâns, ați regretat ceva, dar începe să vă eliberați. Sau persoana începe să se elibereze de această stare de regret. Știți? Mă gândesc, na, interesant. Pasiunea a fost. Oh, regele și regina de bâte, interesant. Dar nu s-a manifestat stabilitate. Soarele este, doi de cupe, vai, câtă pasiune. Două suflete perechi care strălucesc împreună. Dar ceva, ori o casă, ori instabilitate, ori un alt cuplu care exista, a intervenit între voi. Ce gândește despre voi? Un sentiment de recunoaștere. Eu acum simt, inițial am vrut să zic de vindecare, sentiment de că împreună vă puteți vindeca sufletul. Așa se văd în această carte, dar trebuie să alegeți. Doi de bâte, probabil că e o distanță între voi. Nu-i manifestă, nu s-a inițiat nimic ca concret până acum sau în această perioadă, valetul de bute. Dar privind imaginea, am senzația că da, acest personaj gândește că v-ați mai întâlnit în altă viață. Că ați mai fost în altă viață împreună. Ori într-o zonă care ține de Asia, oriundeva înspre sud, Franța, Spania, zona asta. V-ați mai întâlnit undeva cândva în altă viață. Hai să vedem ce gândește despre voi. Richest. Interesant, poate unii dintre voi sunteți bogați. Cinci de bâte. Nouă de monede. Marea preoteasă, interesant. Opt de bâte, cinci de monede. Sunt conflicte, sunt gelozii. Interesant, vedeți că, da, și ales setul de cărți, dar într-un fel sau altul, amândoi aveți o parte de abundență, amândoi sunteți independență, amândoi vreți să vă creați direcția voastră în viață. Cel puțin femeia se concentrează pe acest aspect. Abundența ta, abundența sa și spiritualitatea. Eventual, iar este distanță între voi, care ar putea fi străbătută măcar prin mesaje online, poate unor călătorii, dar nu prea înțeleg ce legătură are 5 de monede. E un sentiment de abandon, de singurătate. Din cauza distanței, o regina de cupe. Am pus un pic mai mult. Regina de cupe și Marea Preoteasă. Sunt secrete, sunt lucruri pe care nu le știu despre voi. Dar asta nu înseamnă că nu vă iubesc. Cu regina de cupe, clar, vă iubesc. Eventual, intuiesc că... acum înțeleg altfel 5 de monede. Că amândoi vă puteți oferi o tandrețe specială. Așa văd acum 5 de monede. Amândoi. Unul poate că e mai mic decât celălalt mai tânăr și celălalt matur îl poate proteja, îi poate oferi, să zic, un sentiment de maternitate pe care l-a pierdut la un moment dat în conflicte. Poate. Poate. Dar dragoste clar este între voi. Dorința de a exprima clar este. După o perioadă de tăceri, repet, manifestate și din cauza dorinței
ambilor de a fi independenți din cauza distanței, din cauza conflictelor. Sunt gelozii, clar. Interesant, la capătul setului de cărți, regele de monede și temperanța. Ia, uite, împărăteasa, 10 de cupe și 10 de spade. Această doamnă, dacă e doamnă, se simte foarte trădată, suferă. Și-ar fi dorit totul, împărăteasa și 10 de cupe, și totuși are parte în această perioadă de o suferință. Dacă nu e din cauza voastră, o fi din cauza altei persoane. Dar ce gândește despre voi? Că le-ați putea oferi stabilitate? 5 și cu 1, 6, un echilibru, nu musai financiar, cât practic. Și că împreună vă puteți vindeca. Ia, simt nevoia. Clarificăm o situație. Așteptarea asta devine, da. Eu cred că din cauza distanței se manifestă această așteptare. Și-ar dori foarte mult să investiți în această relație, 7 de monede, dar intuiția îi spune că este ceva toxic la mijloc. Și atunci încearcă să se detașeze, dar dragoste are, uite, 3 de monede, ori carieră, ori alte persoane au intervenit, da? Diavolul și 5 de pute au creat conflicte, blocaje, amânări, așteptări. Mai mergem? Clarificăm 5 de bâte. Să ne vrea să clarific. E o legătură foarte profundă între voi, care cred că se manifestă mai degrabă în 5 de, eventual, în reîntoarcerea în alte experiențe, din alte vieți și mai puțin în această viață sau în acest moment. Eu cred că sunt conflicte și distanța foarte mare între voi și sentimentul de abandon, care poate fi vindecat. Interesant, la această regină de cupe văd de fapt o cupă și încă un vas. O cupă mai mică și o cupă mai mare. Ce simt? Simt că acest personaj încearcă să manifeste dragostea în voi, cu alte cuvinte, 2 de cupe, da? Intuiția îi spune că sunteți suflete perechi. Clar. Și încearcă să manifeste o împăcare, dragostea dintre voi, să o manifeste altfel. Cuvântul ăsta este foarte complicat, nu e chiar atât de ușor manifestatul ăsta. Dar clarificăm 5 de bute pentru numărul 3. Ups. 4 de cupe. 4 de cupe. Iar acest personaj are niște conflicte interioare referitor la faptul că a pierdut ocazia cu voi, eventual. Asul de cupe aici a venit cândva și a pierdut ocazia. Poate că și-au băgat nasul prietenii sau familia sau niște chestiuni care țineau de, eu știu, de job. Dar s-a pierdut ocazia. Aici este vai. Și se putea manifesta adevăr și se putea manifesta o relație stabilă de 5 și cu 1, 6 și s-a manifestat ce, de fapt, conflictele și abandonul, regele de spade și luna. Că dacă sunteți bărbați, ar fi trebuit să exprimați altfel ceva. Împăratul, dorința de control. Cineva și-a controlat emoțiile, poate că a exprimat, nu știu cât ați comunicat între voi, dar deși aici energia masculină efectiv blochează feminitatea din el, așa aș spune cu luna. Luna este flancată de împărat și regele de spade. Două persoane, două energii masculine, foarte sobre, raționale, în control. Și la mijloc luna, emoțiile, secretele, poate că avem și Marea Preoteasă, sunt niște secrete pe care cineva nu le exprimă.
persoana le intuiește, dar dacă nu le exprimați, nu puteți manifesta începuturile. Pentru că începuturile care pot aduce victoria, da? Și stabilitatea trebuie făcute prin sinceritate, prin comunicare. De spade, blocaj. Clarificăm Marea Preoteasă. Marea Preoteasă vibrează foarte mult cu acest mov pe care îl regăsim și în exterior și în interiorul acestei asul de monede. Intuiția spune că va fi un nou început. Nu știu când. Acest personaj așa simte. Eventual își dorește în secret, gândește în secret cum să ofere un dar, cum să manifeste, că am vorbit, manifestă dragoste și vrea să pună în realitate. Interesant. Vrea să o ia de la zero. Poate chiar acest bărbat, dacă sunteți bărbați, probabil că știți voi că vreți să o luați de la zero. Opt de bâte. Fuga, fuga. Mai multe. Dar clar, cu faetonul, trebuie, da, trebuie să vă eliberați de această apăsare, o situație apăsătoare și să manifestați o călătorie, un drum. Acțiune. Nu doar comunicare, acțiune. Faetonul asta face. Călătorește. Dar ca să călătorească, are nevoie și călătorește către stea, către vindecare, către destinul său. Pentru asta trebuie să ia o decizie. Trebuie luate niște hotărâri eventual. Opte bâte, totuși, încă o carte pentru opte bâte. Ce faci? Unde ești? Uite-mă aici. Interesant, justiția. N-aș spune o să ai balanță, deși am văzut regele de spade. Niște chestiuni care țin de contracte. Una la mână și doi se gândește. Acest personaj gândește că comunicarea și călătoria, în sensul că venirea mai aproape unul de celălalt, două suflete, da? Ar putea echilibra, ar putea aduce dreptate, justiție în relația dintre voi. Cu alte cuvinte, conflictul și faptul că ați pierdut ocazia a creat un sentiment de stagnare, de prea mare sacrificiu. Clarificăm 5 de monede. Pentru unii dintre voi, personajul la care vă gândiți, posibil că își dorește să manifeste dragoste, am zis 2 de cupe, să vă ofere ceva stabil, nu vreau să vă creez iluzii, dar posibil pentru unii acest personaj să vă comunice când vine, la un moment dat, cândva, nu știu când, că vrea să se căsătorească cu voi. Pentru unii, nu pentru toți. Da, zic, mare grijă, nu vă aruncați în iluzii. 5 de monede, te rog frumos. Faeton. Asta este. Despre care am zis. Este o călătorie. Iar văd semnul racului, în mod special, semn de aer, pământ, foc, dar în mod special rac. Pești, balanță, taur sau alte semne de pământ și alte semne de foc. Mai dăm o carte pe faeton. Uf! Asul de bâte, da, a venit un pic blocat. Probabil că un semn de foc blochează, deocamdată, întâlnirea dintre voi. Mare grijă. Un semn de foc sau o pasiune a cuiva. Interesant. Aventura cuiva, ora voastră, ora lor. Unul dintre voi aveți o nouă pasiune, ați avut o nouă pasiune această perioadă și a blocat manifestarea întâlnirii dintre voi. Interesant. Mare grijă. Mare grijă. Pentru că se dorește, da. Probabil că a încercat să o ia de la zero, a încercat cu altcineva și n-a mers. Variază de la om la om.
Ah, interesant. Da. Și atunci vrea să iasă pentru că n-a ieșit aventura respectivă, pasiunea respectivă, s-a lăsat cu un sentiment de abandon, de singurătate, a ales să vină înspre stea. Și stea ce face? Aduce vindecare și ca și element vindecător văd regina de cupe totuși. Care vrea să manifeste dragostea. Regina de cupe. S-a răsucit ceva sau mi s-a părut mie? Ce gândește despre voi? În primul și în primul rând că sunteți sensibili, am zis regina de cupe, dar că vrea, și ei sunt foarte sensibili. Și independent și sensibil amândoi, și intuiție aveți amândoi. Ceva mi s-a părut că s-a răsucit, înseamnă că mi s-a părut regina de cupe, clarificăm. Dacă nu e aventură, ar putea să fie un proiect care n-a ieșit cu asul de bâte invers sau cineva cu marcaj în semn de foc care ar putea să creeze. Că văd aici 5 de bâte, iar semn de foc cu conflicte. N-am nimic cu focul, dar nici cu zodiile de foc. Dar sunt niște semnale aici. Clarificăm regina de cupe. Ce gândește despre voi? Că sunteți, haideți să vă mai zic ce gândește despre voi, că sunteți niște lideri, intuiție, patru de spade, mă, că îi vindecați, că le alinați gândurile. Asta e patru de spade, un personaj care stă pe, și ordonează mintea după o perioadă de suferință. Nu știu acum din ce motive ați avut suferință, boală. Poate separat, dar împreună voi vă puteți vindeca. Am zis aici întâmplător sau nu. La regina de cupe sunt două, vedeți? Sunt două cupe, una mai mare decât cealaltă. Sunt două suflete. Și vedeți ce frumos. Cupa aceasta e ținută cu ambele mâini, nu cu una. Adică dorința de a oferi cu tot. Tot sufletul de a se implica în relație. Probabil că ceva n-a mers cu cineva. Am senzația că au mai fost și alte încercări cu alte personaje din cauza distanței care a fost este între voi. Ia uite, doi de cupe mai, că vă puteți, asta este intuiția, spune că puteți să renașteți. Că puteți să renașteți și să fiți împreună. Nu știu când, dar lasă se gândește. Însă, probabil că în secret, se dorește manifestarea acestui nou început practic. Se vrea nu doar as de cupe, nu doar întâlnirea cu sufletul pereche, nu doar comunicarea, se vrea o relație. Ia uite, doi de cupe. Și judecată. Apropo de judecată, de gândire, la ce se gândesc? Se gândesc că puteți să vă împăcați. Da? Și că puteți să ce? Să aveți victorie. Da? Pentru că vă apreciază acest personaj. Și cred că și voi pe ei. Interesant, acest personaj pentru unii dintre voi, poate știți, poate nu știți, încearcă să se vindece de un semn de aer și să-și păstreze inima deschisă, chiar dacă a fost dezamăgită. Semn de aer sau o pasiune sau foc sau ceva. Acum, vedeți, poate unul de un semn de aer, altul de un semn de foc. Variază de la, eu știu, om la om. Însă și unul și altul, dacă ați avut niște decepții, știți că, nu știu, e o intuiție, mai devreme sau mai târziu veți fi împreună, vă veți întâlni, veți manifesta măcar un proiect, ceva, nu știu, o colaborare, veți crea ceva împreună. Cu justiția și contractul, chiar dacă nu o fi căsătorie, poate să fie un contract de colaborare în care creați ceva, asul de monede, creați valori, pentru că așa un sentiment de, nu știu, de senzație că vă e dor unul de celălalt. Into the unknown. Este, sunt iar, marea preoteasă, lucruri necunoscute. Bâșbâiți interesant unul după celălalt. Și totul se va manifesta după această tristețe. O întâlnire neprevăzută. Unul dintre
unul dintre voi va acționa cu 8 de bute și faetonul, va acționa într-un mod neașteptat și se va întâmpla. 7 și 7 este faetonul, interesant, probabil că faetonul va ieși din nori și va hotărâ să călătorească spre multe cărți. Știți cum e? Sentimentul ăsta că două suflete care au... Uitați-vă și voi! Două suflete, așa văd. Că v-ați mai întâlnit undeva, cândva, în alte vieți, am zis, ori într-o zonă călduroasă, gen Italia, Spania, zona aceea de sud, poate chiar și Grecia, India... sau eu știu ceva din zona aceea. Sau poate filozofia indiană să vă atragă pe unii dintre voi. Ce-a venit? Magical Map Shifter. Aici aveți voi de lucrat. De manifestat. V-ați blocat manifestarea sau cineva v-a blocat manifestarea, dar aveți o forță extraordinară și unul și celălalt. Însă, dacă ar fi să ne gândim doar la ce, sau să exprim doar ce gândește personajul despre voi, gândește că aveți o forță intuitivă, emoțională, foarte mare, că încercați să comunicați corect, că vreți să manifestați ceva valoros în viața voastră, spiritualitate valoroasă, că vindecați oamenii suferinți, că tocmai pentru că ați ieșit din abandon, v-au abandonat alții, puteți să mergeți înspre destinul vostru, dar aveți niște blocaje, ei știu, pentru că vă simt. Dar e o chestiune aici de manifestare. Cineva a blocat manifestarea cuiva. Mare grijă, mare grijă, mare grijă. O pun tot pe orizont? Nu, invers a fost. Și când apare, înseamnă că puteți să vă recreați harta. Faetonul merge după o hartă, da? Are o busolă. Dar au apărut niște blocaje. Cineva a încercat să vă facă să nu vedeți clar. Prin ce practici, ei știu. Dar nu le discutăm. Ce gândesc? Poate că nici ei nu vă văd ca lumea, dar asta nu înseamnă că nu apreciază ceea ce văd. Ar vrea să schimbe ceva, dar... Ce se gândesc? Da, sunt niște blocaje, 10, interesant. Aici a apărut cartea în poziție normală, dar apare un blocaj. E un zid. Da? Și vedeți, e un as de bâte, e un zid, e ceva în calea voastră, dar urmați liderul, urmați conducătorul și în acest caz este lumina. Ascultați-vă inima, sufletul. Mai dăm o carte. Oh, ca să puteți să manifestați unul. E interesant. Dar vedeți, aici 10 este roata norocului în tarot, pe care eu o revăd aici în sufletul cuiva care n-a știut, care da, ori voi, ori ei, o să vă rog să-mi confirmați, ați avut de-a face cu un personaj stagnant. Nu doar că relația dintre voi a stagnat, ați mai avut persoane prin preajmă, da? Care nu știu să manifeste și stau pe loc și energia acestor oameni efectiv blochează energetic. Înțelegeți că vorbim de energie aici. Da? Calea, iar e o cale și o cale. Dar veți reuși. Se va manifesta ceva, schimbarea, într-o formă sau alta se va manifesta schimbarea. Ia uite, e un munte în calea voastră. Și totuși, repet, sentimentul este că vă veți întâlni și veți fi împreună. Ha. Ce gândești? Ia uite, unexpected.
Încet, dar sigur. 12, numărul spânzuratului, sacrificii mari. Multe lucruri vă țin pe loc și pe voi și pe ei. Dar, într-un mod neașteptat, se va produce 4 și cu 1, 5, schimbarea. Căutați lumină în lecturi speciale, în spiritualitate. Asta seamănă foarte mult cu Marea Preoteasă. Educați-vă spiritul ca să puteți să deblocați energiile care stau între voi. Și poate nu sunt doar din această viață, poate vin și din alte vieți. Curăț cărțile pentru numărul 3. Ce gândește despre voi? Bon collector. 41 și 41. Interesant. Trebuie să vă conectați la străbunii voștri. Interesant. Acolo vă regăsiți unii dintre voi forța. Probabil că acest personaj a înțeles sau urmează să înțeleagă sau gândește că voi vă conectați mai bine cu ancestorii voștri, cu străbunii, pardon, decât ei și veți reuși să manifestați. Vedeți? Și în realitate, ce se manifestă deja în 5. Am zis, în alte dimensiuni voi deja ați mai fost, sunteți împreună. Dar urmează. Apare 4 de monede, dar așa mai pe orizontal. Averea, familia, nevoia de stabilitate, relațiile karmice stau iar în cale. Stau în calea manifestării, confuziile. Dar ce gândește? Regele de cupe și regina de cupe, că vor să vină spre voi. Vai, Ana, ce frumos! Că trebuie să fiți împreună. Simt mult romantism față de voi. Ia uite, și regina de cupe! Regele și regina de cupe, regina de cupe de două ori, pești, drac, scorpion aici. Tot oceanul de emoții. Asta ce? A venit invers. 6 de spade invers. Iar conflicte înspre 5. Sunt niște conflicte. Sunt niște oameni care stau în calea victoriei. Dar, ia uite, decepții. 5 de spade și 5 de pâte. Scrisori, cuvinte, argumente, contracte, justiția. Da? Nu-i musai balanță, înseamnă și contracte. Stau în calea victoriei, dar ia, asul de cupe, dar veți rezolva asul de cupe. E dragoste multă și va năvăli, ia uitați, vedeți cum năvălesc din dimensiuni, din alte dimensiuni, din vieți anterioare, din dimensiunile acestea 5, de care acum e și eclipsă, știți că sunt niște evenimente astrale deosebite. Vor năvăli emoțiile în plan, în 3D și veți manifesta această, ia uite. Aveți multe de vindecat. Iar mov. Vedeți? Aveți multe de vindecat. Interesant. Mai cineva vă blochează spiritualitatea și unuia și celuilalt. Dar împreună cred că o să fiți foarte puternici. Eu așa sunt. Asul de cupe. Sunteți două suflete care tânjiți unul după celălalt. Nouă de spirale. Nouă de spirale reprezintă blocaje, dar reprezintă și ambiția de a fi împreună. Știți ce să faceți eventual, știți ce să scrieți, știți cum să cuvântați, cum să suflați. Vă ascultați intuiția, aveți busola voastră interioară. Aveți ambiția și ei ambiția, da? De a rezista, ia uite, sunt multe decepții, dar de a manifesta, de a atrage. Interesant că vorbeam de busolă. Busola se orientează după, da? Are un magnet, nu mai știu exact cum e construită, nu asta vreau să spun. Magnetismul care între voi vă atrage. Da? Vă atrageți. Oriunde ați fi, nu contează. Știu, da. Hai, încă un gând. Ups. Și 10 de spirale. Iar, sunt multe. Vă apasă și pe voi povestea asta, știți că sunteți la intersecție de drumuri, dar iar intuiția vă spune că veți fi împreună, că veți manifesta o dragoste. Sunt oameni care stau în calea acestei
E, nu, eu știu, eu simt că e iubire. Dacă voi știți că e altceva, alegeți alt număr. Dar simt că e o iubire care vine din alte lumi, deocamdată se manifestă în 5D și aveți foarte multe de întâmpinat până se materializează cu adevărat. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau!